Bun venit la o nouă lecție de matematică. Astăzi vom vorbi despre mulțimea numerelor complexe. Se consideră numărul complex, z este egal cu 1 minus i, arătați că z pătrat este egal cu minus 2i. Hai să vedem prima dată. Deci z pătrat este egal cu 1 minus i, totul la pătrat. Ne aducem aminte de formulă de calcul prescurtat, care zice așa. A minus B, totul a doua, este egal cu A pătrat minus 2AB plus B pătrat. Atunci, 1 minus i pătrat, adică 1 minus i totul la a doua, este egal cu 1 la a doua minus 2 din formulă, ori 1, ori i, plus i pătrat. Atunci, este egal mai departe cu 1, 1 ori 2 sau 2 ori 1 este 2, i, deci minus 2i, plus i pătrat. Unde i pătrat este egal cu minus 1. Așadar, noi vom scrie în continuare 1 minus 2i minus i, adică minus 1, plus 1 cu minus 1 se reduc și, în consecință, z pătrat este egal cu minus 2i. Așa cum ni s-a cerut în datele inițiale, așa am și rezolvat. Aceasta este soluția. Reamintim că formula de calcul prescurtat este a minus b totul la a doua este egal cu a pătrat minus 2ab plus b pătrat. Am desfăcut această operație aplicând formula de calcul prescurtat și avem 1 minus i totul la a doua este egal cu i pătrat minus 2 ori 1 ori i plus i pătrat. Am spus că unde i pătrat este egal cu minus 1. Așadar, 1 minus 2i plus i pătrat este egal cu 1 minus 2i minus 1 datorită faptului că i pătrat este minus 1. Se reduc cei doi termeni, plus 1 cu minus 1 și rămânem în final cu z pătrat este egal cu minus 2i. Pe curând, succes!